bine v-am găsit între prieteni. Probabil că ați simțit-o așa pe pielea voastră. Lupta pentru putere este inevitabil o etapă care apare în viața oricărui cuplu. Este adevărat că putem avea neînțelegeri, dar când anume degenerează ele într-o veritabilă luptă pentru putere, atunci este de văzut ce e de făcut. Discutăm despre asta cu Eduard Puiu, psiholog. Bun venit, Edi! Bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație! Hai de întâi să spunem așa, ce este această luptă pentru putere? Dacă ar fi să dăm o definiție, ne ducem în ring, ne luăm mânușile de box și folosim drept sac pe cine? Ai folosit foarte bine termenul ăsta de ring, pentru că eu am o metaforă care ilustrează un ring într-o sufragerie și practic de foarte multe ori oamenii se invită acolo la câte un meci de genul ăsta și ai mai spus tu în prezentare că este o etapă și ar fi bine să fie o etapă. Pentru foarte multe cupluri, din păcate, este o stare de fapt, lupta asta de putere. Desigur că se constituie a fi cel mai mare dușman, cel mai mare adversar al relației în sine, pentru că e foarte bine camuflată această luptă de putere și o putem identifica chiar și în alte zone. Toate lucrurile la început sunt bune și frumoase și așa cum îngrijim, de exemplu, o floare pe care o avem în sufragerie sau pe pervaz și avem grijă de ea, sau poate mai multe, și în fiecare an face flori și poate mulțim florile pe care le avem pe pervaz și în fiecare an vedem cum înfloresc și ne dă o stare de bine, cam așa e și cu relația. Dacă nu avem grijă de relație și dacă nu ne îngrijim să înflorească și să punem apă și să curățăm de frunzele uscate, ea s-ar putea să moară. Lupta asta de putere, practic, am explicat în enumărate rânduri, vine din protecționismul creierului, alimentat de un orgoliu care este oarecum scos la suprafață de atitudinea sau de comportamentul partenerului. Ce înseamnă protecționismul creierului? Înseamnă că noi ne-am născut și el a fost construit, de cine l-a construit, ca pe un copil mic și puturos, care nu vrea să facă efort, nu vrea să muncească, nu vrea să se supună unor sarcini dificile, nu vrea să se certe, nu vrea să depoziteze amintiri neplăcute. Și toate lucrurile pe care le face, le face pe acest filon. În momentul în care suntem singuri, avem de-a face o contabilitate proprie, în care putem să ne permitem să nu facem lucruri, să procrastinăm, să ne luăm libertatea de a amâna și de a rezolva din task-uri atunci când ni se pare. Când suntem în relația de cuplu, se schimbă această ecuație. Și trebuie să ducem gunoiul, trebuie să spălăm vasele, avem răbdare să spălăm vasele, dar nu numai treburile casnice. Trebuie să armonizăm comportamentul nostru la nevoile partenerului. Deci dacă eu diferă foarte mult nevoile și asta este o definiție practic sau este un principiu pe care îl împărtășesc în cabinet de foarte multe ori. Oamenii trebuie să înțeleagă că funcționează pe bază de nevoi. Și este esențial la început să ne cunoaștem aceste nevoi ca să știm ce să acoperim, că sunt diferite. În momentul în care nu mai sunt singur, sunt într-o relație și am nevoie să-mi fie acoperite nevoile, există această dificultate în a-mi comunica și în a folosi un limbaj asertiv, dacă vrei, prin care să ating scopul ăsta. Pentru că partenerul n-are de unde să știe care sunt nevoile mele sau poate că de multe ori nici măcar eu nu individualizez într-un mod foarte concret care sunt nevoile mele clare. Și atunci am pretenția de la partener să mă înțeleagă, să-și adapteze comportamentul și raportarea la mine, dar fără ca eu să-i comunic în ce fel. Să ne citească gândurile exact. Pentru bărbații, dacă s-ar putea. Exact. Odată cu trecerea timpului, când nu sunt satisfăcute aceste nevoi, apare o tolbă, apare un ghiozdan, unde depozităm tot felul de neplăceri, tot felul de lucruri care nu ne convin, de comportamente negative pe care le-am recepționat din partea partenerului și de foarte multe ori nu suntem dispuși să creăm conflict, le lăsăm acolo. Pe principiu, hai lasă că poate se schimbă, poate se întâmplă, poate de la sine nu va mai proceda de maniera asta și așa mai departe. Doar că tolba aia începe să fie din ce în ce mai grea. Și în momentul în care e grea, creierul are o problemă, pentru că el nu vrea să se chinuie. Și
apare în scenă cimpanzeul, ăla mic, care e depozitat aici, maimuțica, depozitată în creierul reptilian, care începe să, speriată, că e din ce în ce mai greu și e din ce în ce mai mare efortul, să-și ceară drepturile, să vrea să arunce de acolo din ce am magazinat, să le arunce fix în fața partenerului, dacă se poate să-l nimerească cu chestiile alea. Da, toți așa trecem așa prin această etapă, pentru că mă gândesc că atunci când formezi un cuplu cu cineva, bineînțeles că te iubești, te placi, te respecti și așa mai departe. Nici prin gând nu-ți trece că la un moment dat poate exista această rivalitate, nu, această competiție, pentru că nu intru într-o relație cu cineva ca să mă duelesc, ca să zic așa. Avantajul celor care au trecut prin alte relații și au învățat de acolo, este că cine știe să scoată un feedback și cine știe să extragă, să zicem așa, niște învățăminte folositoare, le va uzita în relația în care este, probabil cu succes, pentru că iarăși creierașul, că el funcționează doar pe sisteme, da? Are această teorie între durere și plăcere. Încearcă să evite durerea și să obțină plăcerea. Și cu alte cuvinte, dacă în relația anterioară s-a fript, acum încearcă să aranjeze lucrurile de așa manieră încât să fie bine. Repet, asta este o condiție pentru oamenii care au un sistem cognitiv echilibrat și fac lucrurile mai mult sau mai puțin în echilibru. Depinde cât de tare intervin emoțiile peste ei. Pentru că în momentul în care există conflict cu partenerul, deși tu ai învățat, deși tu ți-ai lucrat chestiunile din trecut, eu spun că întotdeauna emoția bate cogniția, cel puțin în prima fază. Și ni se întâmplă tuturor. Poți să fii un călugăr tibetan sau poți să fii un om de la colțul străzii fără casă, întotdeauna emoția va domina, cel puțin în prima fază, sistemul cognitiv, rațiunea, logica. E foarte greu de ținut piept valului de emoție. De-aia intrăm repede în lupta de putere și când ajungem după îndrăgosteală, așa cum spui tu, și nu avem capacitatea să înțelegem, să aplicăm. S-au întâmplat niște lucruri disfuncționale în fostele relații. Ok, ce trebuie să fac acum? Primul rând că trebuie să am eu un set de reguli, de limite, că limitele sunt ale mele, limitele nu le pun partenerului. Până aici pot eu, până aici duc eu. Da? Eu trebuie să am filtrele, să știu, ok, mi s-a mai întâmplat să mă las pradă unui tipar de femeie care mă conduce într-o anumită zonă. Trebuie să am niște filtre și acolo să încerc să fac, să pun stop. Pentru că în virtutea îndrăgostelii oamenii sunt oarecum foarte dominați de dopamina aia în exces și le lasă, precum plasele de la cumpărături, le lasă jos, da? Filtrele, rațiunea, tot ce au învățat în trecut. E, cel mai bine ar fi să ții totuși plasele la mână și să încerci să aplici că e în favoarea ta. Lupta de putere apare în perioada de după îndrăgosteală, de multe ori apare chiar și în perioada asta, în momentul în care avem lucrurile neșlefuite și nu avem un concept clar despre relația de cuplu și mai ales, ceea ce vreau să subliniez de fiecare dată, faptul că oamenii nu-și văd scopul final. De fapt, lupta de putere este despre amănunte, este despre gunoi, este despre șoșoni, papuci, n-ai făcut, n-ai... Teoretic, aceste lucruri ar fi așa, neimportante, nu la prima vedere, doar că sunt mici și scâitoare, nu? Și dacă aceste lucruri se repetă, nu ajungi la erodarea relației. Exact. Dacă oamenii ar vedea care este interesul suprem, și anume echilibru, starea de bine... Să construiești conservarea ceva cu omul respectiv. Să construiești ceva într-un mod echilibrat și care să furnizeze amândurora. Pentru că și aici este alt concept pe care oamenii nu-l înțeleg. Eu vreau să-mi fie mie bine, încerc să-mi câștig niște drepturi și intru în lupta de putere, dar printr-un efect de bumerang, dacă mie bine și nu țin cont de binele partenerei, s-ar putea ca ea să fie nefericită. Și în felul ăsta eu nu am cum să fiu ok, pentru că ea nefericită va face o serie întreagă de acțiuni și va avea un comportament care, vrei nu vrei, îmi va altera și mie starea. Deci este o ecuație, jumătate de ecuație, neînțeleasă chestia asta. Și oamenii astfel de calcule trebuie să-și facă. Așa este. Dar această rivalitate, această luptă pentru putere se dă și când vine vorba de partea profesională?
Când vorbim despre carieră, de exemplu, poate sunt cupluri care au un business împreună și au o afacere împreună sau lucrează într-o companie împreună. Poate apărea aici competiția sau celălalt se poate simți, nu știu, pus pe locul secund sau poate este invidios pe succesul partenerului și mai departe. Lupta de putere apare, poate să apară și pentru o farfurie de cartofi prăjiți. Deci ce să mai vorbim despre business? Că de fapt ce înseamnă lupta de putere? Înseamnă că eu nu vreau să fiu submisiv în relația aia, pentru că voi avea de suferit. Da? Despre asta este vorba. Lupta de putere înseamnă, vezi, vin lucrurile într-un mod antropologic, explicate pe vremuri, femeia avea alte misiuni în casă, mult mai casnice, și era oarecum mult într-o relație de vasalitate față de bărbat. Da? Și ulterior, când a început această echilibrare de forțe, de drepturi și de obligații, femeia își dorea foarte mult să nu fie călcată în picioare de bărbat și intră în această luptă de putere, evident atacând partea masculină, partea leului, care nu înțelege de ce trebuie să negocieze poziția lui de leu. Și în felul ăsta deja, gata, lucrurile sunt pecetluite. Dar dincolo de chestiunea asta, în zilele noastre, eu cred că este doar lupta asta de putere este alimentată de un orgoliu exacerbat. Pentru că și orgoliu, foarte puțini oameni, uite, dacă ai o curiozitate, trimite un reporter pe stradă și întreabă definiția orgoliului. O să vezi cât de greu le este oamenilor să dea o explicație, o definiție pertinentă a orgoliului. Practic, spus așa foarte empiric, orgoliul reprezintă titlul, reprezintă leitmotivul la tot ceea ce mi-a fost mie refuzat și tot ceea ce n-am putut eu să fac în perioada mică. Și astăzi, de fiecare dată când sunt pus în fața unui astfel de fapt, eu scot orgoliul ca să demonstrez că eu de fapt pot. Da? Uh-huh. Deci, orgoliul este cel care alimentează această luptă de putere, este prost înțeleasă pentru că nu suntem undeva deasupra hărții noastre ca să ne dăm seama că de fapt oaza de liniște este acolo, la margine. Degeaba ne luptăm aici în cartier cu bandele de răufăcători, cu câinii vagabonzi, că de fapt noi trebuie să ajungem acolo. Nu avem de rezolvat multe lucruri aici. Acolo este oaza de liniște. Și cum gestionăm această rivalitate? Rivalitatea asta, în primul rând, așa cum spuneam, trebuie înțeleasă pe baza maturității și pe baza conștientizării. Pentru că termenul ăsta este probabil mai sofisticat pentru unii, dar înseamnă a-ți da seama, a trăi în prezent. A învăța din ceea ce tu faci. Uite, știi, de multe ori eu dau un exercițiu oamenilor în cabinet, să stea 10 minute seara, ei cu ei, într-un fotoliu, să-și pună un ceai sau un pahar de vin și să facă un remember de peste zi. Să se gândească ce a fost bine, ce a fost rău, care au fost emoțiile dominante, cum au gândit raportat la un episod anume, pentru că trecând în revistă lucrurile astea, tu ești mult mai prezent în viața ta și poți să pui lucrurile cap la cap. Și asta te poate ajuta și în relația de cuplu, pentru că odată ce îți faci niște procese de conștientizare, poți să-ți dai seama când ai fost în offside, când nu te-ai comportat ok, într-o luptă de putere directă, toate forțele creierului și ale organismului, da, a corpului fizic, sunt concentrate pe fight. Niciodată nu își vor face în momentul ăla un proces de autoanaliză să zică, da, cred că și hai eu pe mai un... E foarte rar chestia asta. Da, trebuie să ai autocontrol, trebuie să... Și asta vine din antrenament, pentru că psihologia este un antrenament continuu. Și cum aplanăm lucrurile, ca să zic așa, cum e mai bine? Există niște tipare comportamentale pe care noi le întreținem. Există niște șabloane. Dacă tu, de exemplu, că știi foarte clar cu soțul tău, în anumite momente când există tensiune, cam știți fiecare cum se comportă, ce va spune, câte secunde va ține supărare sau minute sau chiar ore și așa mai departe. În momentul în care am constatat că ne ducem direct cu capul în zid, stăm și ne retragem un pic așa, vedem care au fost până la momentul ăla tiparele noastre, da? Deci desenul, dinamica comportamentală până la momentul respectiv și e clar că aia nu funcționează. Este clar că e o rețetă eronată. Și atunci încercăm, dar nu atunci, ci a doua zi, puțin, mai da, stăm, da, chiar da, a doua zi, în momentul în care suntem acolo în bucătărie și tăiem ceapa, gătim ceva pentru seară și negociem modul în care ne comunicăm
rezolvarea acestei probleme. Deci niciodată nu se va rezolva pe ringul de box, nu vom găsi soluții și nu vom împăcăm pe ringul de box, asta este clar. Clar, demontați-l din sufragerie. Așa facem. Îți mulțumesc tare mult, Teddy, și te aștept cu mare drag și data viitoare să mai povestim. Mulțumesc. Mulțumesc.